Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Lifestyle. Sunt Simona Pomazan, mă aflu la clinica Forte Vita, alături de domnul dr. Paul Guspet, medic primar nefrologie în cadrul clinicii Forte Vita. Bună ziua, domnule doctor, Bună ziua, mulțumesc, doamne, că sunteți astăzi alături de noi. Bună. Domnule doctor, pentru început aș vrea să ne spuneți ce înseamnă nefrologia, cu ce se ocupă. Mai exact, ce tratează nefrologia? Pentru că atunci când o persoană are probleme cu rinichii, se întreabă unde trebuie să ajungă, la medicul urolog sau la medicul nefrolog? Da. Nefrologia este o specialitate desprinsă ca multe alte din medicina internă, ca, eu știu, cardiologia, endocrinologia, neurologia, reumatologia. Ele au fost cândva împreună, toate sub aceeași umbrelă a medicinei interne. Între timp există această specializare. Nefrologia, deci medicina internă a rinichilor și a căilor urinare, practic toate afecțiunile non-chirurgicale sau cea mai mare parte a afecțiunilor non-chirurgicale de rinichi și a căilor urinare. Urologia este o disciplină rudită, seamănă, dar se adresează mai mult afecțiunilor chirurgicale, cum este litiaza renală, cum e cancerul de căi urinare, cum sunt toate afecțiunile de prostată sunt atribuite urologiei. Nefrologia, concret, ce înseamnă? Înseamnă că tratăm boli diverse, de la cel mai frecvent în zilele noastre, cele asociate diabetului, hipertensiunii arteriale și aterosclerozei. Deci aceste afecțiuni, prin creșterea speranței de viață, prin creșterea calității actului medical, au dus, din păcate, și la o creștere a incidenței bolilor cronice de rinichi, ceea ce lumea cunoaște în general sub nume de insuficiență renală cronică, noi spunem mai degrabă boală cronică de rinichi. Aceasta este o grupă mare, deci complicațiile diabetului, complicațiile renale sunt foarte importante, ale hipertensiunei. Hipertensiunea este cauzată de multe ori sau de boli sau disfuncții renale și rinichiul deci este și cauză și victimă a hipertensiunii arteriale. Sunt sigur și alte boli genetice, boli imunologice, boli infecțioase, sigur frecvent infecție urinară, colice renale, microlitiaza renală, deci micile pietre care dau acele dureri. Particular este că tocmai bolile cele mai serioase de rinichi nu dor. Și atunci, din păcate, de foarte multe ori acestea sunt diagnosticate tardiv. Îți poți da seama de existența lor și poți să le combați eficient într-un stadiu incipient pe baza unor analize foarte simple. Care simptome ar trebui să ne trimită la medicul nefrolog? Aș vrea să ne explicați. Da. Acum, lumea asociază foarte des boala cu durerea. Sunt boli renale dureroase, în general cele infecțioase sau cele prin colică renală, prin pietre sau microlitiază la rinic, dar bolile foarte serioase și bolile invalidante pe termen lung, de fapt nu dor. Și atunci simptomele, când apar, sunt destul de tardive și sunt atipice, nu indică rinichiul. E vorba de o hipertensiune apărută la un pacient tânăr, unde n-are ce căuta, sau o hipertensiune brusc agravată sau dintr-o dată necontrolată la un pacient vârstnic la care altă dată tensiunea era foarte bine controlată. Edeme, picioare umflate, de exemplu, oboseala, da? Ca expresia anemiei renale, deseori bolile cronice de rinichi dau o anemie serioasă,
Da? Rinichiul fiind, de fapt, organul care se secretă acel hormon eritropoietină responsabil de producerea de globule roșii. Ca urmare, cu totul atipic, oboseală, edeme, hipertensiune. Hipertensiunea și ea, dacă nu este diagnosticată, dacă nu e măsurată, tensiunea arterială, ai vagi indicații gen durere de cap sau, eu știu, amețeli. Și aș vrea să rămânem puțin aici și să ne vorbiți despre hipertensiune, pentru că 90% dintre cazuri știu că se asociază cu boala cardiacă. Aș vrea să le explicați celor care ne urmăresc concret. Este posibil acest lucru? Sau ce trebuie să înțeleagă? Boala hipertensivă este o boală sistemică. Nu este de rinichi, nu este de inimă, nu este de nimic. Este o boală sistemică a vaselor de sânge. De cele mai multe ori, cauza este un defect în excreția renală de sare, o activare a unor sisteme hormonale la nivelul rinichiului. Da? Sigur că inima este o victimă foarte importantă, cum este și circulația cerebrală, cum este, din păcate, și rinichiul, care de multe ori, dacă nu de cel mai multe ori, este o cauză a hipertensiunii arteriale. Motiv pentru care în țările occidentale de hipertensiune se ocupă de obicei nefrologul. În mod tradițional, la noi tradiția este alta, probabil că este bună și aceasta, dar sunt multe situații în care trebuie implicat nefrologul. În cazul, mai ales în cazul de hipertensiune severă și, cum spuneam, hipertensiunea apărută la vârste fie prea tinere, fie dintr-o dată la vârste înaintate. Iată, ne-ați vorbit despre aceste simptome care ar trebui să ne trimită către medicul nefrolog. Care ar fi semnalul, care ar fi mesajul pe care îl transmiteți dumneavoastră celor care ne urmăresc? Cel mai importante sunt analizele de rutină, cele pe care orice adult ar trebui să le facă o dată pe an. Pacienții cu afecțiuni cronice probabil mai des, de două ori pe an. Dar o dată pe an, orice adult, și nu, vârsta adultă începe la 18 ani, ar trebui să ia o creatină, o glicemie, un colesterol și un sumar de urină, foarte important. Multe boli cronice au prima expresie, care eventual e singura expresie timp de ani de zile, a unor anomalii în urină. Scăpări de proteine în urină, scăpări de sânge în urină, care indică o boală cronică care nu se manifestă altfel. Deci un banal sumar cu sediment urinar se face extrem de ușor prin prima urină de dimineață și este o analiză ieftină, cum sunt și celelalte pe care le-am pomenit. Și din păcate, multă lume neglijează cu anii să facă aceste analize. La pacientul cu diabet, cu hipertensiune sau cu boli de inimă, sigur că aceste analize trebuie făcute mai des, probabil cel puțin de două ori pe an, câteodată și mai des. Din punctul dumneavoastră de vedere al specialistului, deci este foarte important să mergem să facem aceste analize periodice. Da, pentru că altfel ajungem în situații pe care le vedem destul de des, a unor oameni care au neglijat ani de zile, se trezesc cu, hai să spunem popular, blocaj rinichi cronic, când practic există urină în sânge și când singura șansă de supraviețuire este dializa cronică, deci rinichiul artificial, că este o șansă, dar e bine să nu se ajungă acolo. Să nu se ajungă în această situație. Da. Și sunt mijloace, dacă există o disfuncție renală, și aceasta este una dintre treburile nefrologului, să fie să încetinească progresia sau chiar să oprească progresia bolii de rinichi, cu o singură condiție, să o descopere din timp. Iar atunci când apar din nefericire aceste simptome de care ați amintit dumneavoastră, edemele, oboseala, durerea de cap, hipertensiunea, este clar că trebuie să mergem... Urină spumoasă ar mai putea fi, urinatul des și mult noaptea,
Da, sunt simptome, toate sunt oarecum nespecifice, se asociază cu diverse afecțiuni, dar puse împreună poți să creeze tablou, să descoperi din timp o boală altfel, foarte greu de diagnosticat altfel. Și este bine să nu ajungem în această situație și, dacă da, mergem de aceea este să foarte facem important aceste analize. Ca pacienții exact. Care vin prima, a doua oară la noi și sunt unii care, pe care îi urmărim cu ani și care știu să vină cu un dosar, cu toate documentele medicale, să putem evalua toată evoluția pacientului, să putem vedea cum variază anumiți parametri, să vedem foarte bine medicația. Unele medicamente hipertensive, antihipertensive, trebuiesc, și nu numai antihipertensive, trebuiesc modulate funcție de gradul de disfuncție renală, de blocaj renal. Și lucrurile astea se întâmplă numai dacă ai istoricul pacientului. Da? Sigur, este importantă și ecografia renală, trebuie să faci niște măsurători ale dimensiunilor renale. E important și examenul clinic, dar foarte important este istoricul bolii. Da? Ce a fost, ca să ne dăm seama încotro ne îndreptăm cu diagnosticul și cu tratamentul pacientului. Pentru a ne asigura că sistemul renal funcționează corect, este neapărat necesar ca să avem aceste analize periodice care da. Sunt... Și două dintre ele sunt esențiale, am pomenit vreo 5-6, dar două sunt esențiale, creatinina din sânge și acest sumar cu sediment urinar. Dacă le avem pe acestea și ceva este anormal la ele, putem merge mai departe prin niște algoritmi de diagnostic, nu foarte complicați, prin care ne putem da seama care boală este, ce putem face, putem da lucrurile înapoi, le putem îngheța în stadiul în care sunt, sau dacă boala este foarte avansată, ce putem face ca să nu apară complicațiile. Pentru că, de exemplu, când rinichii mai funcționează 10-20% din ce ar trebui să facă, apar niște complicații foarte severe în tot organismul. Practic, dacă vreți o metaforă, există urină în sânge. Urina intoxică toate organele, toate sistemele și atunci avem anemia renală, suferă și inima prin această intoxicare, suferă practic toate organele. Vorbeați despre aceste complicații severe și iată, ați amintit câteva. Da. Nu aș vrea să-i speriem pe cei care ne urmăresc, dar pentru a ști cât mai bine și ar trebui să se protejeze, ați vrea să ne mai spuneți despre aceste complicații severe? Complicațiile severe apar la oamenii cu insuficiență renală foarte avansată, cum spuneam, 10-20%. Din fericire, majoritatea oamenilor de pe stradă nu au aceste complicații, dar unul din 10 adulți are o oarecare disfuncție renală, din păcate necunoscută. La acela e foarte important stilul de viață sănătos, pentru că dacă, cu asta am pornit practic, sunt trei boli, grupe mari de boli care dau insuficiență renală. Este vorba de diabet, de hipertensiune arterială veche, necontrolată, netratată și de ateroscleroză, practic cardiopatie ischemică sau cine a avut un accident vascular cerebral, acela are cu siguranță sau de cele mai multe ori și o afectare a rinichiului, pentru că și rinichiul sunt organe foarte bine vascularizate. Și atunci ideal este să mergem chiar și mai încolo, să prevenim diabetul, să prevenim hipertensiunea, să prevenim ateroscleroza. Și aici, din păcate, viața contemporană nu ne ajută foarte, foarte mult, în sensul că cauzele principale a acestor afecțiuni sunt stilul de viață nesănătos. Da? Practic, exact. Obezitatea,
alimentația absolut necorespunzătoare, absolut dincolo de ceea ce ar trebui să fie și din păcate, și aici poate sunt cele mai mari greutăți în a transmite pacientului, mai ales după o anumită vârstă, sedentarismul. Și tot dau exemplu multor pacienți, lucrând și în străinătate destul de mult, acolo pacienți în vârstă, cu chiar și cu hemipareză, cu proteze, temirunde la genunchi, la inimă, și care făceau o jumătate de oră de exercițiu fizic regulat la indicația medicului. La noi, dacă ai tendința să dai această prescripție, o jumătate de oră de exercițiu fizic regulat, fără treabă, ușor, adaptat, gen gimnastică de clasa 1 până la 4-a, imediat apare bariera. Da, dar domnul doctor, dar pe mine mă doare genunchiul. Da, domnul doctor, dar eu oricum mă duc până la piață și merg. Știți, la pacientul occidental acest mesaj a ajuns și mesajul nu este întâmplător, el este în toate ghidurile de medicină, internaționale și naționale. Exercițiul fizic regulat face poate mai mult decât 3 medicamente la un loc și practic în mare măsură îți determină viitorul. Iată, este foarte important ca pacienții să țină cont de acest sfat al dumneavoastră, să facă exerciții fizice, pentru că este doar chiar sprijinul dumneavoastră. Chiar și dacă n-ar slăbi, deși de multe ori reușesc să slăbească inclusiv prin acest lucru, cealaltă componentă este dieta mediteraneană, care iarăși s-a pierdut în mare măsură la noi. Nu suntem chiar o țară mediteraneană, dar treaba cu postul regulat, care exista tradițional la noi, s-a pierdut în mare măsură, mai ales în mediul urban. Și există impactul foarte, foarte urât al alimentației de tip fast food și mai ales a alimentelor procesate. Vedem foarte multe doamne și domne în vârstă care consumă alimente procesate, mezeluri, tot felul de brânzeturi procesate care sunt pline de sare, pline de grăsimi, exact ce ar trebui să mănânce cel mai puțin, mănâncă cel mai mult. E o anumită comoditate, probabil, și din păcate o lipsă de educație în ceea ce privește sănătatea. Trebuie să avem o alimentație sănătoasă. Trebuie să ținem cont de acest aspect. Numai să știm să citim și etichete. Am surprize foarte mari chiar cu oameni tineri, chiar cu oameni cu două facultăți care nu citesc o etichetă, n-ar putea să-mi spună câte lingurițe de zahăr sau grame de zahăr are o tabletă de ciocolată sau are un litru de suc, acidulat sau neacidulat din comerț. Și le fac socoteala pe hârtie, pe baza etichetei, și toți se uită minunați. Dar scrie acolo, era la îndemână. E doar regula de 3 simple care se învață, cred, în clasa a 4-a. Dar încă n-am învățat să citim etichete, să ne dăm seama câte zeci de lingurițe de zahăr înghițim pe zi cu un litru de suc sau cu o tabletă de ciocolată. Domnule doctor, din păcate timpul alocat emisiunii se apropie de sfârșit și aș vrea să ne spuneți totuși cum ne menținem rinichii sănătoși. Este cel mai important acest aspect. Da, pe am spus, dietă sănătoasă, combaterea sedentarismului, băut suficiente lichide și analize de rutină, cele puține pe care le știe să le prescrie medicul de familie o dată pe an. Și să le spunem totuși celor care ne urmăresc, ce presupune un consult nefrologic? Un consult nefrologic înseamnă un istoric bun, spuneam de el, un examen fizic bun, de multe ori o ecografie renală și a vezicii urinare, și revizuirea medicației, dacă este cazul, dacă este implicat în patologie. Se întâmplă destul de des ca anumite medicamente
se interfere cu rinichii și atunci trebuie să știm foarte bine ce ia, ce nu ia pacientul. Și lucrurile sunt destul de simple și de multe ori este nevoie și de un control sau mai multe la distanțe de câteva săptămâni. Iar la final aș vrea să vă rog totuși să ne mai transmiteți un mesaj, le transmiteți telespectatorilor noștri un mesaj din partea dumneavoastră a specialistului pe nefrologie. L-am spus deja de două ori, dar nu mă sfie să spun și a treia oară. Faceți analize de rutină o dată pe an prin medicul de familie. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Rămâneți în continuare cu Antena 3 Pitești. La revedere! Să iubești frumusețea înseamnă să o creezi, iar crearea frumosului este o artă. Chirurgia plastică este o specialitate a detaliului, a fineții, a răbdării, a frumosului, lucruri care au determinat-o pe dr. Mădălina Iordache, medic specialist chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă, să practice această ramură. Și o face cu pasiune și multă determinare. Am găsit-o la clinica Forte Vita din Pitești și am încercat să-i răpim câteva minute din timpul prețios acordat pacientului pentru a ne vorbi despre un subiect actual care suscită mare interes. Doamna doctor, vom discuta pentru început despre tratamentul cu toxina botulinică. Aș vrea să ne spuneți exact ce este toxina botulinică. Toxina botulinică este o neurotoxină, după cum îi spune și numele, care acționează prin blocarea musculaturii, prin urmare ridurile dispar datorită lipsei activității musculare, deoarece pielea de deasupra nu se mai contractă. Spuneți-ne, doamna doctor, dacă este o substanță care vine în sprijinul reprezentantelor sexului frumos, pentru că acesta este cel mai important aspect pe care vrem să-l scoatem în... Bineînțeles, cu ajutorul toxinei botulinice, dar și a acidului hialuronic, ștergem ani de pe chipul nostru. Și atunci să ne spuneți, care sunt zonele care se pot trata cu ajutorul toxinei botulinice? Să ne faceți o scurtă prezentare a ceea ce înseamnă acest tratament cu toxina botulinică. Toxina botulinică sau botoxul este folosit de regulă pentru rejuvenarea feței în etajul superior al feței, respectiv estompează și netezește ridurile de la nivelul frunții, din zona glabelară, zona dintre sprâncene și colțul extern al ochiului, laba gâștii. Putem scăpa de aceste riduri cu ajutorul acestei substanțe? Sigur că da. Dacă sunt riduri dinamice, adică au legătură cu activitatea mușchiului, au rezolvare doar cu toxină botulinică. Dacă ridurile sunt statice, adică rămân și în momentul în care pacienta nu are expresie, este relaxată, atunci venim în ajutor cu acidul hialuronic. Este o substanță de umplere, altceva față de toxina botulinică. Iată, sunt proceduri care vin să ne ajute pe noi, femeile, pentru că asta ne dorim. Întotdeauna să rămânem frumoase și veșnic tinere. Voiam să vă întrebăm despre aceste riduri. Ați făcut așa o scurtă precizare, dar dacă ați putea să ne spuneți despre ce riduri vorbim și cum acționăm în cazul lor. Ridurile dintre sprâncene, zona glabelară, prin blocarea mușchilor care sunt răspunzători de apariția lor, dispar. Ridurile de la nivelul frunții, în apariția lor sunt implicați al mușchi, mușchiul frontal. Prin blocarea lui, dispar ridurile orizontale. Ridurile de la colțul ochiului apar prin contracția mușchiului orbicular. Cu toxină botulinică, noi blocăm activitatea, iar ele se estompează, se netezesc până la dispariție. Spuneți-ne, cum este această procedură? Cum se realizează tratamentul cu toxina botulinică? Este o procedură rapidă, eficientă, care durează puțin, cu rezultate spectaculoase. Se realizează sub anestezie locală, aplicăm doar o cremă anestezică, iar disconfortul este minim resimțit de pacientă.
Sunt multe paciente care v-au solicitat acest lucru și ne referim cele care au venit către clinica Curte Vita. Bineînțeles, o mulțime de paciente interesate de aceste proceduri, tocmai pentru că sunt eficiente și sigure și pe lângă faptul că ne ajută în procesul de îmbătrânire, pentru că dispar ridurile, crește stima de sine. Practic, în oglindă ne privim altfel, ne bine dispune. Și cum au fost atunci când au venit către dumneavoastră? Cum au fost solicitările? V-au contactat în mod direct? Au venit, s-au interesat? Adică ce trebuie să știe cele care ne urmăresc și vor să apeleze la o astfel de procedură? Pot găsi informații pe site-ul clinicii, dar și pe site-ul meu personal, pe Facebook, Instagram, profilele mele. Se pot programa fie direct în recepție, fie pe rețelele de socializare. Important de știut este faptul că atunci când apelăm la această procedură cu toxina botulinică, să ne gândim că este o procedură ușoară, așa cum ne spuneați dumneavoastră. Ușoară și sigură. Și cât timp durează? Ce trebuie efectele, să știe pacienta? Efectele toxinei botulinice nu sunt pentru totdeauna. Eu îi spun elixirul tinereții, dar nu este pentru totdeauna. Din păcate, fiind o neurotoxină, dispar efectele începând cu 4-6 luni. De aceea, pacientele revin la injectare. Și despre această procedură, ce ne puteți spune mai mult? Cea de injectare, pentru că ați spus că după 4-6 luni dispare efectele toxinei. Atunci, pacienta revine din nou la injectare și sunt tratate aceleași zone care au fost tratate anterior. Dacă pacienta observă o îmbunătățire, de exemplu, la nivelul frunzii, ridurile s-au estompat și ea nu simte că mai are nevoie, nu mai putem trata toate zonele. Ne axăm pe zonele care sunt problematice. De regulă, colțul extern al ochiului. Ați spus dumneavoastră că este o procedură destul de ușoară, care nu este atât de mult resimțită de pacient atunci când o efectuați. Da, durează în medie 10-15 minute. După procedură, pacienta trebuie să urmeze niște indicații, pentru că este destul de important. Adică nu are voie să maseze zona injectată pentru a nu favoriza difuzia substanței, pentru că există o anumită complicație, cum ar fi ptoza ploapelor, ne cad ploapele dacă difuzează substanța, de aceea nu au voie să facă saună, solar, timp de 10-12 zile, nu au voie să aplice local, să facă masaj, tocmai ca să nu difuzeze și, foarte important, fără tratamente cosmetice, cu aburi și orice activitate care se asociază cu căldura, pentru că se produce vasodilatația, adică crește fluxul de sânge din zona injectată și poate să migreze substanța și blochează alți mușchi, nu pe cei pe care am vrut noi să-i blocăm țintit cu injectarea. O altă procedură pentru rejuvenarea facială este tratamentul cu acid hialuronic. Și aș vrea să ne vorbiți și despre acest lucru, pentru că sunt convinsă că sunt foarte multe femei, fete, care își doresc să beneficieze de acest tratament. În ce constă? Și, de fapt, ce înseamnă acest tratament? Ca și toxina botulinică, acidul hialuronic este un tratament de elecție. Însă, el este preponderent folosit în etajul inferior al feței. Este, de fapt, un filler, o substanță de umplere, care se găsește în mod normal în organismul nostru, în piele, dar și în alte structuri. Ce putem trata cu el? În primul rând, ne ajută la conturarea și la volumizarea buzelor, corectăm asimetriile de la nivelul buzelor, dar estompează și netezește ridurile din etajul inferior al feței, respectiv. Ridurile nazogeniene sunt ridurile de la nas la gură, ridurile din jurul gurii, ridurile periorale sau ridurile fumătorului, ridurile marionet sunt cele care coboară de la colțul gurii, dar este folosit și pentru hidratare, pentru că acidul hialuronic conține apă. El este o moleculă care, practic, atrage apa în zona în care este injectat.
Înțeles, iată, sunt informații foarte importante și utile pentru fete și pentru toate cele care doresc să fie mult mai frumoase decât sunt, pentru că orice femeie este frumoasă. Și de aceea vreau să ne spuneți și diferența între tratamentul cu acid hialuronic și procedura cu toxină botulinică. Ele sunt două tratamente complementare. Toxina botulinică blochează activitatea mușchiului, deci rezolvă ridurile dinamice, de mișcare. Acidul hialuronic este un filler de umplere, iar practic umple și este folosit acolo unde avem riduri statice, nu au legătură cu mișcarea, cum sunt ridurile din etajul inferior al feței. Am înțeles. Cât timp rămân vizibile efectele tratamentului cu acid hialuronic? La acid hialuronic, efectele rămân vizibile mai multă vreme, mai ales dacă vorbim despre acidul hialuronic de ultimă generație, de la producători de top, ei spun că au și eu, am observat, o remanență de 8, chiar 12 luni. În anumite situații, chiar 12 luni și aici vorbim despre fiecare persoană, pentru că el se metabolizează, este metabolizat de către organism. Fiecare persoană este unică, unele persoane pot metaboliza mai repede, altele mai lent. Dar ce este foarte important, ca să menținem rezultatele mai multă vreme, trebuie să ne hidratăm, da? O hidratare adecvată ne ajută să avem o remanență mai mare a acidului hialuronic, tocmai pentru că el atrage apa. Și când spuneți că trebuie să ne hidratăm, la ce vă referiți? Peste 2 litri de apă pe zi. Cel mai important lucru de care trebuie să ținem cont exact. În această situație. Aș vrea să vă întreb, doamnă doctor, ce trebuie să facem pentru a menține efectele acidului hialuronic o perioadă îndelungată, o perioadă mai lungă de timp. Producătorii spun că 30% din cantitatea injectată rămâne pentru totdeauna. Pentru a avea rezultate mai bune, se recomandă injectarea periodică atunci când pacienta observă că s-a metabolizat, efectul a dispărut și, în cazul acidului hialuronic, hidratarea. La toxină botulinică nu avem ce face, efectul dispare la 4-6 luni, injectare. Atât este. Așa cum ne-ați explicat mai devreme și sunt convinsă că cei care ne-au urmărit telespectatorile noastre țin cont de acest aspect, măcar să vină să întrebe, să vă ceară un sfat, să se informeze, pentru că este în sprijinul dumnealor. Dacă nu ne place, eu știu, atunci când a fost injectată această substanță, ce face? Da, din păcate, frecvent am la consultații paciente care au foarte mult acid hialuronic, în special la nivelul buzelor, injectat necorespunzător, care migrează și care dă un rezultat nenatural. Noi folosim aceste tratamente, fie că vorbim despre toxină botulinică, fie că vorbim despre acid hialuronic, pentru a nu depăși normalul, a obține rezultate în armonie cu fața noastră. Nu vorbim despre niște tipare. Noi trebuie să le adaptăm persoanei, să se potrivească, să avem niște rezultate naturale, pentru că după aceea nu este bine. Acidul hialuronic are un antidot și aici vorbim despre hialuronidază. Este substanța folosită pentru topirea acidului hialuronic. Putem apela la această injectare atunci când există prea mult acid și nu ne place rezultatul sau el a fost injectat incorrect, vrem să îl scoatem, rezultatele nenaturale, practic, dar sunt și anumite situații, cum ar fi accidentele în timpul injectării, pentru că dacă se injectează acid hialuronic într-un vas de sânge, nu este bine, există o ocluzie a vasului, practic zona injectată nu mai este irigată cu sânge și moare țesutul, atunci este o urgență și trebuie să ne dăm seama rapid că este vorba de o injectare în vas și putem apela cu siguranță la hialuronidază, care topește acidul, practic vasul
nu mai este ocluzat și se irigă zona respectivă cu sânge. Este foarte safe să știm de existența acestei substanțe și să o avem în cabinet la îndemână și foarte important să facem aceste tratamente să fie făcute de specialiști, de persoane autorizate. De ce spuneți acest lucru? Sunt și situații în care nu da, se din la păcate, da. Din păcate, da. Este, mă rog, este un trend pentru că este la mare cerere atât tratamentul cu toxină botulinică cât și cu acid hialuronic, este la mare căutare. Și am, din păcate, am avut cazuri cu rezultate nu tocmai bune. Au venit, au cerut ajutorul. Exact, exact. Injectările făcându-se în, nici măcar într-o unitate medicală. Vorbim aici despre persoane care n-au legătură cu medicina și vreau să trag un semnal de alarmă. Trebuie să ne informăm și să ne facem aceste proceduri la persoane avizate, respectiv medici care sunt în măsură și atestați să efectueze aceste proceduri, pentru că pot exista complicații foarte urâte. La ce vă referiți? La toxină botulinică. La toxină botulinică vorbim despre migrarea substanței și blocarea altor mușchi. Ne pot cădea ploapele. Din fericire, efectul este reversibil. După 1-2 luni se metabolizează substanța și nu se mai întâmplă nimic. Dar dacă vorbim despre acid hialuronic și se injectează într-un vas de sânge, se produce astuparea lui ca să, practic, zona nu mai este irigată cu sânge, moare, apar necrozele, necroze de buze, necroze de obraz. Concret, sau dacă el... Explicați pe înțelesul tuturor care ne urmăresc. Moare țesutul. Și apoi, practic, apare... și apoi, practic, țesutul moare, este devitalizat și este nevoie de intervenții chirurgicale reconstructive pentru a rezolva complicațiile produse de injectarea incorrectă cu acid hialuronic sau dacă este injectat într-o zonă unde sunt foarte multe vase de sânge, acidul hialuronic poate migra prin vasul de sânge și obstrucționa alte zone, cum ar fi în zona periculară, poate să determine orbire. De aceea trebuie să avem foarte mare grijă. Exact. Ca medic specialist, de asta v-am și adresat această întrebare, să le explicați telespectatoarele noastre, pentru că e important să știe, să exact. Nu se ducă la persoane care nu sunt avizate, nu sunt medici specialiști care exact. Pot face. Pentru că de multe ori nu li se explică și nu sunt informate ce se poate întâmpla. Dar trebuie să prevenim că mai rău tratăm complicațiile. De asemenea, să vă întreb despre substanța care poate că a fost prea mult aplicată și știm că în ultima perioadă au fost multe cazuri semnalate în media în care persoanele de sex feminin au apelat la astfel de proceduri și nu a fost tocmai ceea ce a trebuit. Da, aici vorbim despre buze. Exact, exact. Da? Toată lumea își dorește buze frumoase, conturate, cu volum. Doar că trebuie să facem cu ponderație, să nu ajungem la complicații, să migreze acidul, pentru că rezultatele sunt nenaturale. Și foarte important, trebuie să se potrivească persoanei, trebuie să existe o armonie. Când ne uităm la fața pacientei, îi explicăm ce trebuie să facem, care este cel mai bun tratament, cea mai bună schemă terapeutică, să-i spunem de ponderație și să injectăm puțin, mai des, rezultatele sunt mai frumoase și mai naturale. Din ceea ce ați avut până acum, au fost paciente care au înțeles și v-au da, ascultat? Da, da. Ați avut și persoane care au solicitat? Da, dar după ce le-am explicat, ne-am lămurit și am făcut ce trebuie. Ceea ce trebuie. Asta este și important și aș vrea pe final de interviu să transmiteți un mesaj celor care vor să apeleze la ambele proceduri, din partea noastră ca și medic specialist.
atât toxina botulinică cât și acidul hialuronic ne ajută la estomparea ridurilor și acidul hialuronic ne ajută și la hidratare, la îmbunătățirea texturii pielii. Altfel, sunt mai multe tipuri de acid hialuronic, dar o să vorbim poate cu altă ocazie. Le invit să vină la o consultație și dacă li se potrivește sau le trebuie o astfel de procedură, să apeleze la ea. Dacă nu, nu. V-am întrebat cu atât mai mult cât acum se apropie perioada sărbătorilor de iarnă și toată lumea dorește să arate bine, să fie în centrul atenției. Sigur. Și atunci apelează la medicii. Sigur, tratamentele sunt sigure dacă sunt făcute corespunzător și cu limită. Mulțumim mult pentru toate aceste informații importante și utile și cu siguranță vom reveni să ne vorbiți despre alte proceduri. Cu mare drag. La fel de important. Cu mare drag. Și pentru că sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar doamnele și domnișoarele vor să fie în centrul atenției, vor să arate impecabil, mai ales în această perioadă frumoasă, Clinica Forte Vita din Pitești vine cu o ofertă interesantă, o promoție de sărbători. În perioada 1-16 decembrie, reprezentantele sexului frumos vor beneficia de o reducere pentru acidul hialuronic, augmentare buze juveder și estompare riduri cu injecții, toxină botulinică, Vistabel. Cu siguranță, la Clinica Forte Vita din Pitești veți avea parte de o experiență plăcută. Aici veți găsi un mediu plăcut și prietenos, aparatură modernă, dar mai ales o echipă de medici profesioniști care să răspundă tuturor cerințelor dumneavoastră.